Știm că e nevoie foarte mare în spitalele noastre de oxigen, trecem printr-o perioadă destul de dificilă, așa că noi suntem aici, încercăm să aducem o mână de ajutor. Acum câteva luni am trecut și eu prin boală, nu foarte multă lume știe, dar m-am pisit foarte rău, am avut o saturație foarte mică a oxigenului, undeva la 82-83, așa că știu prin ce trece lumea care suferă de acest virus. Sper să trecem cât mai repede peste perioada aceasta și încet să revenim la normal. Din păcate, România trăiește cea mai puternică criză sanitară din lume în plină pandemie COVID. Este nevoie de concentratoare de oxigen și de măști, ceea ce ne-a determinat să ne parteneriem cu companiile private românești care au răspuns pozitiv la chemarea de a susține financiar acest demers. Primele 10 concentratoare pleacă chiar astăzi către primele spitale beneficiare și sigur că vom încerca o distribuție cât mai echilibrată după nevoile cele mai acute la nivelul spitalelor din toate regiunile României. Suntem conștienți de eforturile depuse de cadrele medicale în momentele astea complicate. Superbet, Inaco, împreună încercăm să dăm o mână de ajutor acestei crize importante de oxigen. Îmi doresc din tot sufletul ca cei în suferință să treacă peste acest moment complicat și să ajutăm în momentele astea complicate pe cei care au nevoie de aceste concentratoare de oxigen. Multă sănătate! Și să revenim cât mai repede la normalitate.